Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în ședința de luni o serie de măsuri ce vizează instituirea carantinei pentru persoanele care ajung în România, dar și pentru persoanele stabilite ca și contact direct cu un pacient pozitiv. Se instituie astfel excepția de la carantinare pentru persoanele care au fost vaccinate cu a doua doză. După aceste persoane, intră în România la mai mult de 10 zile după vaccinarea cu a doua doză. Același regim se aplică și în cazul persoanei care este contact direct cu o persoană pozitivă, dacă momentul contactului a fost la mai mult de 10 zile de la vaccinarea cu a doua doză. De asemenea, persoanele care sunt contact direct cu un pacient pozitiv cu virusul SARS CoV-2 pot să iasă din carantină în ziua 10. Dacă efectuează un test în a opta zi, rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. Persoanele care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord și sunt exceptate de la măsura carantinării, respectiv persoanele vaccinate sau cele care au fost confirmate cu SARS-CoV-2 și sunt în perioada cuprinsă între 14 și 90 de zile de la momentul confirmării, nu trebuie să prezinte rezultatul testului COVID-19 la intrarea în România. De asemenea, și pentru persoanele care intră în România din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, la fel ca pentru persoanele care sosesc în România din celelalte state aflate pe lista de risc epidemiologic, pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții ori tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare precum afecțiuni oncologice ori suficiență renală cronică în program de hemodializă.